ceva care poate dispărea ca un fum oricând, dacă o să mâncăm în prostie fast food, până o să facem porțile cât casa și fărcile ca la unele animale domestice. Da, nu, asta e fie. Eu aș vrea să permiteți să rog în legătură domnul profesor universitar Ioan Bocșa, care este un coleg de etnografie și folclor, că ce am făcut eu am strâns rețetele de la țara publică ceva. Să spună dacă întreprinderea asta are rost sau nu. Domn profesor, da. De ce pentru om? Îmi permis să spun prietenul atunci, fiindcă ne cunoaștem de o bună vreme. L-am admirat întotdeauna pentru faptul că este un om de atitudine. Și este un om de inițiativă. Și va trebui să spun, chiar dacă nu se convine formularea mea, nu întotdeauna i-am împărtășit ideile, nu întotdeauna i-am împărtășit opiniile, dar toată admirația pentru faptul că este formator de opinii, asta nu poate să conteste nimeni și nu de acum. Este formator de opinii de câteva decenii și este un om care stârnește întrebări. Spunea un filozof din Cluj că poate în viață este mai important ce întrebări îți pui decât ce răspunsuri îți dai. Ori domnul Tatălici mie mi-a stârnit foarte multe întrebări de-a lungul acestui timp, întrebări care unele și-au găsit răspuns, alte nu și-au găsit. Trec în partea cealaltă, ce legătură am cu cartea? Păi, cu cartea am chiar o legătură profesională. Și de ce profesională? Arta culinară tradițională este unul din elementele culturii noastre populare. Ori eu mă ocup de un alt element, toată partea culturii noastre populare, de partea folclorului, deci de cultura imaterială, tradițională, și mijloacele de cercetare, fiindcă ceea ce vedeți nu este o carte de amuzament scrisă în momente de inspirație, ci este o carte rezultat a unei cercetări profunde. Și metodele de cercetare folosite sunt exact cele pe care le folosesc și eu de aproape o viață, adică documentarea în arhive și bazându-ne pe documente cât se poate de vechi, cercetarea directă în teren, încercarea de a acoperi o arie cât mai largă și faptul că depozitarii de informație, noi le spunem, dar nu place cuvântul, informatorii la care mergem aceste date, am găsit un cuvânt, depozitar de informație, sunt cam aceeași zonă a populației, același segment al populației, persoanele foarte vârstnice, care încă pot să ne facă legătura ruptă timp de vreo 50 de ani cu generațiile